Membrii familiei Alexandrei, gravida de 25 de ani, care a decedat în maternitate în urma neglijenței cadrelor medicale, au fost chemați astăzi la audieri. La sediul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani au venit părinții, soțul și fratele ei, însoțiți de avocata Gianina Vera Poroșnicu. Prima persoană chemată să dea declarații a fost Gabriel Ivanov, soțul Alexandrei. După 3 ore de audieri la pauză, avocata familiei a dezvăluit că a fost adus și telefonul tinerei mămici moarte la maternitatea Botoșani. Dispozitivul va fi supus unei expertize informatice. Audierile s-au făcut extrem de minuțios. Domnul inspector, polițistul, anchetator, extrem de vigilent, aplecându-se asupra fiecărui amănunt, de anumite noi avocații și spunem amănuntele câștigă sau pierd procesele, sigur că ele sunt foarte importante. Tot astăzi a fost adus telefonul Alexandrei, a fost sigilat și pregătit în vederea expertizei informatice. Urmează încă alte 3 părți civile, probabil că va dura toată ziua audierea acestora. Urmează în celelalte zile să fie administrate și alte probe, mai mult ca sigur audiați cei din familia Alexandrei. Ultimele mesaje trimise de tânără de pe patul de spital, unde s-a chinuit timp de 7 ore fără să fie băgată în seamă de medici, au fost trimise soțului și mamei sale. Le spunea că are dureri insuportabile și că nu mai are aer. Am avut încredere oare în colegii mei, în sistem. Deci, că dacă așa puteam să mă duc, eram de gardă, puteam să mă duc peste medic, dar am zis nu îndrăznesc, pentru că asta este... Noi pentru asta lucrăm, pentru asta muncim, ca să ajutăm oamenii. Deci nici o clipă nu m-am gândit că nu o să intervină. Dar după ce am văzut mesajul, nu am aer, nu am mai răspuns la telefon absolut nimeni, atunci am plecat la maternitate și îmi pare rău, cred că trebuie să târzii de acum, puteam să mă duc peste ea, mă duceam acolo, lăsam serviciu, nu știu, găseam pe cineva să-mi ține locul, dar nu știu. Deci nu m-am gândit, deci, pentru că și eu sunt asistentă și cum să zic, la noi eu vezi copii, dar toți sunt ființe, nu m-am gândit nicio clipă și deci tot i-am spunea, mama ajută-mă. Măi, avem încredere că trebuie să vină la tine toată lumea. Am dat mesaje la toate asistentele șefi cu care colaboram. Toate m-au asigurat. Trebuie să vină medicul, trebuie să-și facă datoria. Medicul de gardă sau medicul curant? La medicul de gardă s-a apelat. Membrii familiei Alexandrei vor să se facă dreptate. Nu sunt cuvinte ca să pot să descriu suferința și trauma și în care trecem noi acum, dar na, de asta noi totuși sperăm că o să ia măsurile care trebuie și o să facă dreptate ca să, în primul rând, ca să nu mai pățească alți oameni. Totodată, avocata Gianina Vera Poroșnicu a mai declarat că în zilele următoare vor fi audiate mai multe cadre medicale. Au fost nominalizați cei care trebuiau să fie în turele pe care le-a prins Alexandra în timpul în care a fost internată în spital. Tura 1 și 3, cred că despre aceste două ture este vorba. Deci vor veni și doctorii în curând la audier, pentru că știu că asta m-ați întrebat de azi dimineață. Îi așteptăm cât de curând. Sigur, agenda de lucru o face inspectorul de caz împreună cu procurorul care administrează ancheta. Alexandra Ivanov, o tânără de 25 de ani, a murit în dimineața zilei de 18 august la aproape 9 ore după ce a fost internată în maternitatea din Botoșani. Ea era însărcinată în luna a treia și a ajuns cu ambulanța la spital după ce a acuzat dureri și hemoragie. Tânăra de 25 de ani nu a beneficiat timp de aproape 7 ore de îngrijiri medicale, se arată într-un raport preliminar întocmit de Direcția de Sănătate Publică Botoșani. Potrivit raportului DSP, pacienta Alexandra Ivanov a fost internată la ora 23:30 cu sângerare pe căi genitale externe, dureri hipogastrice și lombare. Diagnosticul stabilit la internare a fost de sarcină oprită în evoluție, metroragie minoră, observație anemie secundară. Inspectorii sanitari au stabilit că de la ora 0:45, când i s-a administrat ser fiziologic și un medicament, până la 7:35 nu a mai fost efectuată nicio manevră de îngrijire pentru tânăra respectivă.